lumea care trăim, sau lumea invizibilă, este lupta lui Dumnezeu cu diavolul, cu cel rău. Adică ori acolo, ori acolo. Este o iluzie, nu există așa ceva. Cel care guvernează și cel care e stăpân e doar Dumnezeu. Dumnezeu nu duce o luptă cu... Adică nu este o balanță între Dumnezeu și între diavol. Diavolul e un pion, e un înger răzvrătit, dar el nu controlează, el nu are autoritate. În iad, în locul acesta de chem, nu domnește diavolul, domnește Dumnezeu. Dumnezeu e suveran și peste rai și peste iad. Acum despre ce este iadul. Iadul e un loc real. Iadul nu e un loc pe pământ și acolo mă duc să fie mai bine. Nu, acolo să fie foarte rău. Ceea ce noi avem parte aici, noi avem parte de harul Dumnezeu. Harul comun pe care să-l revarsă pe toți oamenii. El dă ploaie și celor buni și celor răi. El are grijă să le dea și mâncare. Și revarsă tot. Chiar și care ne uităm la cel mai prăpădit om, spunem așa, care nu are nimic și asta, el beneficiază de binecuvântările lui Dumnezeu, el are viața ce? În momentul în care noi murim, vine judecata lui Dumnezeu.